Dragi prieteni, încep manevrele de toamnă. S-a făcut tulburelul pe dealul de la cetate, seara pe deal și ziua în vale. O să începem o colaborare cu un vechi prieten de-al meu, care face cozonaci, foi de crepșnit, tot soiul de prăjituri, Boromir. Culmea e că l-am cunoscut pe acest mare om de afaceri la ora asta, pe când era un mic morar, așa, avea o moară și m-am apucat să cultiv niște grâme, am luat niște tractoare, în fine. A fost un dezastru, dar vara spre toamnă se cera grâu, prigoana mea zice, stai că am un prieten să-i dai grâu ăsta, Boromir. Și a venit tânărul domn, așa, și i-am vândut grâu, deci... A fost prima și ultima mea încercare în domeniul ăsta. M-am bucat de lucruri și mai tari, cum e vinul. Era un tip foarte simpatic, moldovean, cred că la origine, deși acum el stă la Râmnicu Vârcea, pentru că acolo are marile chestii, mori, chestii. Bun. E un tip de calitate și produsele lui sunt de calitate. Contează uneori și cum e omul, știi? Cum e omul și pogonul. Face o prăjitură, nu prea sunt, le-am cu prăjitură, dar o să mă joc puțin cu foile de crevji la o emisiune și vă dau rețeta unei foi geniale. Marele poet Carl Sandburg, american, avea un vers. Au murit bizonii, au murit și cei ce au văzut bizonii. Marele maestru Arșinel. Bizonul Arșinel. Bizonul Arșinel trăiește. Și vițelul Dinescu, care l-a văzut pe Arșinel când era elev de liceu. Ne așezam în fața unui televizor la Slobozia. Nu erau televizoare în toate casele și avea ori la Căminul Cultural până anii 60, așa. Da, veneam. Așa. Veneam. Așa. Nu, și apărei la... când ai început? Poate era mai târziu când ai apărut la de anul nou, cam când, în ce an? În 60 am apărut prima dată la televiziune în regia lui Lazarov. Iac. Dar după aia m-am relansat când am revenit de la Târgu Mureș în 64. În 64, cam așa era, eram elev de liceu, așa. Și când juca Arșinel, începuse deja mitul Arșinel, știi cum? Lumea avea nevoie să râdă. A fost anii în care nu s-a prea râs, în anii ăia stalinismului, da? Da. După Puiu ne scria... A venit Dezghețu și așa se chema. Nu știu dacă știu ăștia tine, poate nici ne... Când a început să vină Dezghețu politic, în 64 au ieșit din pușcării, exact. Oameni de ai politicii românești, da. Ai culturii care fuseseră închis, au fost eliberați din pușcării, așa. Și a venit Dezghețu. Dezghețu ăla s-a simțit peste tot, și în artă, și în teatru, și în teatrul de revistă. Era încă teatrul de revistă la ora aia, 64? Teatrul de stradă. De stradă, așa, da. Dar asta era revista, de fapt, revista, românească. Așa. Și în literatură, și în muzică, și în tot, așa. Și a început chestia asta. Și a apărut omul care îi făcea pe oameni să fie mai fericiți și să râdă. Nu prea s-a râs încurată în perioada aia, a fost... Dar deja se începea și... zilele trecute îmi spune un prieten, păi zice, știi că l-au scos pe Arșinel de la teatru, că era director la... cum se cheamă? Dundea, la Tănase. La Tănase. Director adjunct artistic. Director adjunct artistic, așa? Că fusese până acum 2 ani director, da, dar am renunțat. Primarul Bucureștiului ăștia au venit cu speranță. Vină ăștia tineri, lupii tineri, plini de așa. Și pe cine au vrut ei să omoare? Au vrut să omoare ultimul bizon. Da? Da, ultimul bizon, da, să se ducă acasă. De când ești acasă? De 3 zile. De 3 zile. De 3 zile l-au trimis acasă, mă, primarul București. Bă-s nebun la cap. Lasă-l, mă, că nu știi cât mai are. 10 ani, 100 de ani. O zi, până poi mâine. Am apucat, uite, să-l mai prind aici, să-i dau la mulți ani. Să rămână. Excepțional. Să-i dau niște tulburel de muscat otonel, da? Și să-i gătesc, da?
O să spun, bă, domnule, am gătit și lui Arșinel, băi, băieți, o să peste 50 de ani așa o să stai. Da, băi, da, era da, unul Arșinel celebru, mă. Fii atent ce-i gătesc, Arșinel. Am aici niște cotlete de porc, adevărat. Adevărat, lasă-mă, uitam de bune, n-ai mai văzut de mult. Puțin crestate așa, da? Că acea se strânge puțin dacă nu le crestez puțin la capătul ăsta unde are și grăsimea, dar și o pieliță aia care așa. Și ce fac eu? Cum fac eu friptura asta? În primul rând trebuie să o bat puțin, dar nu bați ca prostul numai pe lemnul ăla, știi, sau pe plasticul din care e făcut acest funduleț de restaurant, că nu mai e voie lemn. Că nu e voie lemn ca să impregneze, trebuie să fie de plastic, cum a venit. O prostie, știi? De mii de ani ăștia. Și da, ce acum faci pe ce-ți convine și pe ce-ți cade mai bine. Nu, dacă nu e voie că lemnul, că rămâne impregnat în lemn, bă, și Iisus, dacă era răstignit pe o cruce de plastic, n-avea voie de lemn, da, îl răstignem pe o cruce de plastic. Uite, după ce tai ceapa, o bat puțin așa, să lase puțină geamă, da? Așa. Și această friptură o pun pe asta. Excelentă idee. Și n-am știut, da, o fac fripturi de atâția ani și n-am știut. Păi da, eu am stat și am descoperit, cred că bunicul meu făcea așa, avea chestia asta, ungea cu ceapă. Da, asta chiar și n-am auzi, iată, și ceapa o iei după aia, că pornă da, sigur că da, așa, sigur. Dar își lasă numai... Impregnează un pic de gust din ăla. De gust aia, discret, așa, da? Excelent, da, bravo. Asta e. Deci am făcut chestia asta. De acum numai așa voi numai face. Numai așa. Și pe lumea alaltă, să nu te lași să știi. Dacă mai apuc să fac frituri. Da. Să nu să știi, poate o fi și acolo, chef, continuu. Da, 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 da. Așteaptă cu rețete da, noi. Da. Deci încă o dată, au murit bizonii. Au murit și cei ce au văzut bizonii. Dom'le, ăștia tâmpiță, ăștia știi, nu înțeleg nimic din lumea asta în care am intrat. Ce înseamnă să fii un artist? Că nu sunt artiști și nu se nasc pe bandă rulantă, măi. Nu fui de asta, a plecat și vine Vasilică ăla. Păi nu se poate, că nu s-a născut încă Vasilică ăla care să ia locul, nu numai lui Arșine, că am dat exemplu pentru că invitat. Dar în genul ăsta, în general, apar da, destul de greu. Ei și închipă, eu îi văd pe ăștia tineri pe la televizor, râd ca proști între ei, știi? Păi și eu stau și mă uit la emisiuni de umor. Mă, de ce râd ei și loc, nu mă fac pe mine să râd? Da. Ei uit acest lucru, băi băieți, voi faci, n-ai văzut că era ăla mari comici ai lumii după pe vremea lui Chaplin, Buster Keaton ăla, că ăla nu zâmbește niciodată, dar vine să râzi când da, îl vezi. Da, da, da. Așa și ăștia râde și o stau și mă uit ca Buster Keaton la ei și nu vine să râd. Nu, nu e în regulă. Bun, deci, pardon. Nu-i nimic, o să vină și frumos aceapă. Iau și acasă. Da, 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 da. Deci nu lăsăm ceapă așa. Fii atent, a doua chestie, gătim ca pe vremea, nu, în antichitate, cu măduvă de, din os de vacă, știi? E cea mai fină chestie, deci nu punem... Nu fină, e cea mai perversă. Cea mai perversuri, de-aia eu scriu perversuri, așa. Deci punem tigaia și aici, în loc de ulei, punem niște măduvă, da? Păi am fiert osul ăsta puțin, așa, ca să... Ia să mă duc asta mai ușor. Așa ușor. Da. Da. Și o plimbăm puțin în tigaie. Asta capătă, are un gust nemaipomenit. Asta se mănâncă și ea, așa, cu pâine, cu nu știu... Cu dar, sare, cu... Cu sare. Era să moară Stella undeva în delta, că a cerut la restaurant să-i dea măduvă. Și a dat un castron cu măduvă. Și a mâncat-o pe tot. Așa. Deci am pus măduva să ungă tigaia. Și punem friptura asta peste măduvă. Excelent. Nu-i punem încă sare, că sare punem după aia, da? Băi, asta cu ceapa mai nenorocit. Păi da, lasă mai parfum, e ca o femeie care da, lasă în urma ei o da, dâră de parfum, știi? Da. Și te duci și acasă... Și dă și un gust da, parșiv. Și dă un gust parșiv. Ai gustat din femei la viața mea ta. Mm. Dacă zici că îi dă un gust parșiv. Mm. Hă? Nu vrei să spui. Mm. Tu uite, doamna, la televizor, nu... Sau nu are pretenții. Poți, la vârsta asta poți să recunoști câte femei ai avut. Turnătorule. Câte femei ai avut, a? Nu. Nu, încă nu. Dau mai încet totuși. E carne de porc și
Am avut noroc că s-a dat drumul la gaze, că altfel... Da, am stat până acum, recunoaștem că am tot așteptat și mă gândeam ce să-ți fac, dar să fac, pe lângă asta, uite, o fasole, știi, cunoști fasolea asta chinezească, da? O să guste așa, am opărit-o, îi pun un ulei de ăsta bun de măsline, puțin oțet, puțin roșii. N-are ase, n-are nimic. Da, aha. Nu are, nu, e dulce. Eu mai pun la friptură, pun capere, puține capere, nu tăie. Nu strică. Nu strică, nu? Nu strică. Așa, deci, o friptură. Poți să-i torni și puțin vin, așa vezi. După ce e gata, nu e bine înainte, știi nu, că... Nu, e bine. I-ai turnat înainte, l-ai omorât. Când ai scos-o, așa, știi, să fie ea... Stropit, un dam. Pentru ea se sperie și mai pune... Se strânge. Se strânge, exact. E ca... N-ai văzut când mănânci strii de aia, știți? Când îi pui lămâia, cum face ea să n-a ca... Mai am aici partea asta de os, o folosim toată, că ăsta-i dă gustul la bun, știi? Vouă nu vă e greu să mirosiți? Păi de ce? Că mirositul e gratis. Îi vin cu pâine și îl ting în aer. Da. Cei mai chinuiți sunt operatorii. Da. E, mai le dăm și lor să guste. Bine, ce rămâne de la... O zvârt, așa. Dacă rămâne. De la invitați. Deci, am folosit măduva din ciolane. Acum avem ciuperci adevărată. De la unde ești născut? În Dolhasca. În Dolhasca. Unde a fost Emil Brumaru, doctor. Brumaru, da. Da. E bine, creșteau de astea prin pădurile de acolo. Plin. Plin, păi de acolo e patria lor. Ciuperci pe care italienii le numesc ca porcii, porcini. Porcini, nu da. Nu sunt porcini, sunt... E carnea cea mai bună, cea mai sfântă. Tinere, curăță-mi puțin așa la rădăcinile astea. Îți fac o crib, se cheamă la noi. Crib, da. Crib. E un nume frumos, crib. Erau și e și nume de familie. Celebru crib, nu? Așa, deci am prăjit clasic friptura în măduă și acum pun cribii ca să fac în jurul... Da, un fel de ornament comestibil. Acum îi pun eu, am aici mirodenii, piper, coriandru, puțin chimen, puțin... Eu pun, deci când e gata friptura, pun sarea, știi? Da. Dar știi de ce? Că iese, dacă pui sare, iese gustul. Da. Iese sucul din ea. Da. Și eu nu vreau să iasă, da? Mă dă aici să o mângâi și cu puțin... muștar, da? Dar foarte discret. Da. Deci cu o linguriță folosim la 3 frituri. Da. Să nu capete gustul ăla apăsat de-a. Și mai am aici dulceață de ardei. Și asta foarte puțină. Excelentă. După ce am fost la tine, da, acum 2 ani, sau când, da, am făcut în vacanță la Sinaia, cu vecinul meu, cu Nea Burtea, am făcut dulceață de ardei. Da. O nebunie. Mm? O nebunie. Foie verde, salvă moale, calunții inimoane, au să-mi îngunăț la picioare, să mă duc la danța-n vale, tata-so. Foaie verde, salbă moale, aduc calunții inimoane, au să-mi duc la danța-n vale, să-mi îngunăț la picioare, tata-so. Sărutați-și gurița, la măi tanțo. Of, of, tața mea, dă-te încolo, vino-n hoa, la măi tanțo. Muzica.
tanțocaii mei să moară. Dă lutui fundra de seara. Au în papu și-n pielea goală, să bat macala la boală. Tanțo, am avut și eu o tanța, și-am trimis-o la Constanța. Și-a venit cu ceas la mână și cu burta până la gură. Tanțo, tanța mea, zărutața-și gurița, măi tanțo. Oh, oh, tanța mea, dă-te încolo din lungua, măi tanțo. Văd televizorul, au ridicare pe amândouă, ca să spun o lampă nouă. Tanțo, lasă-te ușor pe spate, să văd filme de oicheate. Au și să-ți văd picioarele, mă apucă damblalele, măi tanțo. Sărutați-și gurița, măi tanțo. Oh, 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 tanța mea, dă-te încolo, vino în coa, măi tanțo. Acum le luăm pe dânsele și punem hribii. E păcat să pierdem gustul ăsta de... Da, 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 de măduvă. De măduvă. Mamă, dacă... Tinere, adu-mi, adu-mi, știi cum miroase? Mmm, ia. Tu pun aici să te uiți la ea așa puțin. Da. Adu-mi, tinere, hribii. Adau și puțin, puține capere. Capere. O... Capera e bună la... Și la tocană, și la... Da, dar la orice. Da, da. În salate. E o chestie fină, da, da, exact. Da. Eu pun și în salate. Da. Da. Are așa o intervenție plăcută în gustul. Așa, ia nene. Uite ce frumos. Frumos arată. Astea le pun așa mari. Să mănânci un hrib de ăsta. Da, da, da. O, o paleașcă de asta, cum se zice. Anul așa trecut la Bacău, în piață. Astea le taință. Am luat hrib. Cum? La Bacău am cumpărat hribi în piață. Da, ai găsit în piață, da. Da. Astăzi am găsit în obor, pur și simplu, știi? Câteodată nu știi cum îți iese în cale. Întâmplător, nu știam ce gătesc și mă duc în obor și pa, găsesc hribi. A rămas uimit, știi? Deci eu mănânc hribi. Am un prieten care are o firmă, de fapt, și mi-aduce și mănânc sub toate formele. Fac o cremă de hribi, așa, e genială, așa, ca o... Cu smântână. Cu smântână. Cu smântână, da, sau da. Cu... Da, cu frișcă de asta... Și puțin usturoi. Nedulcită și cu usturoi. Nenorocire. Nebunie, da. Nu este ceva mai bun. Hai să-l tai și pe ăsta, că văd că l-am uitat și pe fratele lui. Deci piciorușul ăsta are și el, hazul său. Nu trebuie ignorat. Picior de hrib. Bun. Deci în Dolhasca acolo erai dintr-o familie de oameni înstăriți sau cum? Îți spune-mi ceva de biografia mea tale. De-ai mei? Da. Dom'le, Dolhasca e...
o comună frumoasă cu oameni gospodari, intelectuali, majoritatea. Da? Cum naiba? De ce intelectual majoritatea? Păi pentru că toți își trimiteau copiii în general, generații întregi, la Fălticeni, Pașcani aproape... sau Suceava. Da, păi sunt cam la 24 de kilometri de Dolhasca. Și oameni în general înstăriți. Înțelegi? Și ambițioși. Ambițioși. Dădeau copiii neapărat la școală. Frații lui tata au fost învățători. Iar deci... tata a fost ceferist. Tata s-a dus deci, la Ciocan. Ceferiștii aveau lecturi bune. Bune. Da, da. Bune, bune. N-a fost niște amărâți. Da. Așa. Iar mama era din Fălticeni, dintr-o familie de nemți, veniți din Rădăuți și stabiliți la Fălticeni. Să nu spui că ești rudă cu Iohannis. Cum? Dacă îți spun cum îi chema pe ai mei, pe bunicii mei din partea mamei. Ia zi. Iohne. Iohne. Iohannis Iohne. Da. Mă, să nu spui pe bune. Și stau și vis-a-vis de el, dar nu m-a chemat odată. Da? O cafea la ceva. Nu, o, tip, no, o nu. Ceva, o... Nu, nu, nu. De asta, de cum se cheamă? Nu de... m-am lipit la nimic. Ordinul Muncii, clasa a am luat Ordinul Muncii. Dar cine ți l-a dat? Iliescu. Ah, vezi, mie nu mi-a dat nici Iliescu, nici Iohannis. Mă surprinde. Caramitru, fie să mă surprinde. L-a primit de la Iohannis. Nu știu dacă și de la Iliescu, dar de la Iohannis l-a primit. Mie, când s-au împlinit 30 de ani, nu mi-a dat nimic. Ciuciu, nimeni nu m-a... Nu, bine, n-am... Eu nu l-am crezut și... Nu știu, cred că... N-a fost un ranchinos Iliescu, în general, așa. Nu cred. Puțin a fost, puțin a fost. Dar m-a ajutat, m-a ajutat să repar teatru. Și el și Băsescu. Da? Da. M-au ajutat să repar teatru. Și ăsta, cum îl cheamă, Orban, mi-au dat aprobări, mi-au cheltuit bani acolo. Da? Da. Păi, dar am reparat, consolidat Teatru Tănasiei, consolidat, deci, după ce dar nu numai teatru. Deci, după ce l-ai consolidat, te-au dat afară. Da, 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 da. Asta e foarte tare. Da, da. Da. Deci, dacă tot l-ai consolidat, da, ia tu te matare pe acasă. Ia lasă-ne. Nu ce dracu cauți pe aici, știi? A murit un mare sportiv care avea la Dinamo în față statuie. Un băiat excepțional, da. Pațaichin. Da. Pațaichin, uite, a avut parte, deci în lumea sportului n-a funcționat ranchiuna ca în lumea culturală sau nu știu ce, știi? Da. Pațaichin a avut încă din timpul vieții o statuie în față la Dunam. Mi-a plăcut foarte tare. Așa. Păi, într-adevăr, dacă ai fost cel mai bun din lume în anul acela și ai fost pentru totdeauna și într-un nu în anul ăla, la rândul a fost cel mai bun și el și... Uite că a avut parte de chestia asta și puțin usturoi vreau să pun, ciuperca fără usturoi nu prea, știi? Să cere o țiră de usturoi, nu mult. Un damf dacă îi dă, știi? Da, da. De, usturoiul e sfânt. De usturoi? Usturoiul e sfânt. Da. Bun. Așa, ce mai pune? Am zis că îi pun puțină făină ca să îngroașe sosulețul. Așa, știi că fac asta dacă te grăbești. Cum? Dacă te grăbești. Nu mă grăbesc. Dar merge. Merge. Puțin vin. Vin pun? Păi pun chiar, chiar de ăsta vreau să pun. Zici să nu pun făină? Nu vrei? Nu. Nu, nu pun. Gata. Pun numai, cum ai zis, matale, am pus usturoiul și pun asta ca să... Asta, de fapt, îi face sos. Parfum, parfum. Da, da, da. Gata, cam asta e. Lasă să scadă puțin. Fii atent ce roșie. Ține că băiatul meu cel mic are seră. Da? Da. Păi roșii... atunci nu ți-o mai dau dacă e sătul de seră. Nu, de... nu dar poți să-mi îmi pare rău de ea. Nu, nu, nu tăia. Păi mi-o cadou, lasă. Bine, ți-o fac. Și eu fac în seara asta cadou lui. Lui, să-și ia sămânță. O ține sămânță. Încă puțin la copt. Da, și după aceea da. Sămânță. Păi da, eu am cumpărat azi de la Obor. Da, asta de unde o ladă. E? De la Obor e o băbuță pe care o știu de mult. De unde e și ca spus, sămânță? Asta e românească, e sămânță românească, da, da. Și am spus, domnule, vreau să-mi aduceți de-alea mai puțin coapte, că vreau să le țin. Bunicul meu rupea vrejul cu roșii de-astea mari și le punea, avea un bordel, le punea pe mare.
Și avea două luni de zile în decembrie. Încă ele își mai lau. Le punea să nu fie foarte coapte, știi? Da. Poți să se bucure. Auzi puțină smântână, dăm o lingură de smântână. Și dacă o să vândă în piața roșie, o să zică roșii Dinescu. Da. Deci, aici fii atent, am fasolea asta, ți-am arătat-o. Știi? În asta ce trebuie pus, de fapt? Lămâie, dacă vrei, dar mie îmi place dacă avem un oțet bun de mere. Și ce fac? Îi pun puțin... Și aici îi pun puțin de ăsta să-l îndulcească. Până mă pun de ulei de mătrine, mai pun și peste deasupra. Pun puțină sare. Nu-i pui niște pătrunjel tăiat mărunt? Sau? Nu, eu prea... E locul comun pătrunjelului. Nu e misiune care să nu trântească ea pătrunjel și unde se potrivește și unde nu se potrivește. Și atunci am decis, doamne, pun numai semințe uscate de mirodenii, știi, de busuioc uscat. Foarte bine. Da, se pot, câteodată mai fac prietenilor o salată de pătrunjel verde, așa, știi? Da, numai de pătrunjel. Dar ideea că pui pătrunjel, te dai că ești artist, pe dracu, nu? Da. Hai să vin să râși. Îmi retrag cuvintele. Da. Bun. Deci a ieșit aici un soi de... E mult spus tocănița, un sos de hrib. O nenorocire. O nenorocire, da, de hrib, da, în care am pus sare, vin, o să-ți aranjez una dintre aceste minunății, da? Pe lângă ea pun, îți pun puțin aia și salata de fasole ți-o pun în altă... În alt vas. În alt vas, știi că parcă e păcat așa, știi? Să... Da. Mm. Da. Miroase superb. Ardei iute mănânci, de obicei, să spun. Da. Așa, numai pentru culoare, așa o... Culoare, poate așa. E și iute. E și iute, da. Da. Asta Sărmâna. Este... Un... Deci, cotlă de porc fript în... ai văzut? Măduvă de vițel. Cu hribii de rigoare, cu un sos mermea și punem separat o puțină fasole de asta. Mi-ai furat roșia, nu mai pun roșie. Așa, îți spun numai... Apau, eu. Da, am înțeles, ai făcut o pasiune. E bine. Să rămână. Ia să vedem. Da. Merge foarte bine. Acum, să vină două fete să te care. Hai, la. Iată că te-ai sculat singur. Ești tare. Nu, dacă vă mâncare. Da. Am înțeles. Mergem, stăm de vorba aici, ne filmează, mai discutăm una alta despre bizon, despre cei care au văzut bizonii. Hai! Așa se ridică, tată! Hop! Mărine la nunta ta, mărine, toate fetele juca, măi, dragă mărine, numai una nu juca, mărine, stagă-n poartă și plângea, se gândea la tine. Mărine, să te usuci, mărine, ca pâinea care o mănânci. Dragă mărine, și ca vinul care bei, mărine, tu nu-i vrut ca să mă iei, măi, dragă mărine. Așa, Nicule, tată! Haide!
las-o așa, mărine, mărine, că și eu voi mărita, măi, dragă mărine. Mai la te-al de casa ta, mărine, mărine, și ți-i rupe inima, măi, dragă mărine. Să n-ai o fată mai frumoasă, să ne servească la masă. N-ai o fată mai frumoasă, să ne servească la masă, mă! Hei, hop, 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 hop! Oh, 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 oh. Bam, pată-și plăcău, bam, pată-și plăcău, dar mai bine servesc eu, că am fost amantul tău. Dar mai bine servesc eu, că am fost amantul tău. Să bem vin tot drag așa. Hai noroc și la mulți ani. Hai noroc. Domnul Petre Filip a ajuns proprietarul unei fabrici nemaipomenite de produse românești, pe care le am aici o parte, și sunt încântat că putem să stăm puțin de vorbă. Am gustat din astea urdă, produs da. Românesc. Smântână, produs natural, 25% grăsime. Cu 25%, da. Cașcaval. Brânză făgăraș. Făgăraș, e un mix. Eu sunt fascinat de acest cu... unt galben frumos, așa? Da, este da. Untul da. Care unii, are culoarea unii, galbenă. E culoarea lui naturală, da? Ca o consecință a laptelui de fân, care pe timpul verii, sigur, florile pe se care le pigmentează exact noastră, din clorofila pe care o conține vegetația pe care o paște vaca. Deci, iacătă, fără nimica... Absolut. Da. Nu se vopsește rețetele niciun produs. Da. Sunt cele care le-am cunoscut când eram copil. Stasurile acelea care aparțin culturii noastre de procesare a laptelui. Uh-huh. Dinainte de perioada interbelică. Știu și pe care noi le-am transformat în standarde de produs conform actualelor norme care stau la baza procesului tehnologic. Dar eu am mai aflat o chestie foarte interesantă despre dumneata. Da? Zero de la fabrica dumitale a avut o idee foarte interesantă, n-am mai auzit. Produci cu ea sigur. Gaz. Deci cum? Ia explic. Biogaz. 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 Tot ce rezultă după fermentație sunt produse, fertilizanți care pot fi folosiți foarte bine. Da. Și le vindeți alea sau cum? Nu le vindem, le folosim. Prieteni. Avem livadă, avem spații verzi, avem foarte o seră, așa. Deci dar un circuit nemaipomenit și incredibil, că eu n-am mai auzit asta până la dumneavoastră. Există acest lucru. De săraca vacă poate fi văzut. Ne dă și îngrășăminte, și unt, și brânză, și smântână, și la aragaz flacără ca să vă încălziți. Da, îl folosim în centrala termică, având în vedere că procesul e un proces cald. O să folosesc produsele dumneavoastră vă rog. În emisiunile chiar mele. Vă rog. Așa, și... Chiar sunt bucuros, pentru că, v-am spus, am trecut ani de zile pe lângă fabrica dumneavoastră și după 30 de ani, iacătă, o să gust untul de casă. Am încercat să păstrăm chiar și forma. Dacă vă uitați sticla, sticla pe care o aveam noi, aceea cu staniol. Știu, sticla de sticlă, de sticla de lapte, care stăteam la coadă dimineața. Da. Am observat un lucru, termenul de garanție... e destul de mic. În mod normal trebuie să intri în panică, dar să spune ceva, deci. Ce trebuie să spună? E un produs natural, fără niciun fel de element stabilizator și garantăm prospețimea prin aceste termene mici scurte, de valabilitate. Da.
Ce pentru trebuie că să sunt tot soiul de iaurturi, te uiți acolo, poți să le mănânci peste 3 ani. Să le iei în cosmos, să întorci cu ele. Ia câtă, da. Produs românesc, adevărat. Garantăm. Dar acum oamenii se vor uita la mine. Cum vor face rost de asta? În ce orașe aveți? Vindem în București, vindem în tot Teleormanul, în Olt, și în Dolj, Craiova, și alte și localități pe traseu de... la micile magazine. În retail-ul tradițional. Încă o dată, îmi pare bine că... cum se spune, v-am cunoscut în timpul vieții noastre și nu în timpul vieții altora. Și eu vă mulțumesc cu respect. Baftă, succes și mai vorbim despre destinul produselor românești, da? De plăcere că m-ai invitat. Și am să spun de ce. E o zi însemnată. E o zi care am să-mi aduc aminte că în clipa în care am fost dat afară din Teatru Tănase... Te-au cerut eu să intri la mine. Nu, m-am întâlnit cu tine aici. Este o onoare și o prețuire ca să stai la masă cu Mircea Dinescu și nu numai asta, mai ales să-ți gătească el. De-aia îți mulțumesc și m-am mai liniștit așa un pic, pentru că nu o să trăiesc așa cum o să vrea X sau Y, o să trăiesc tot cum vreau eu, că așa am trăit o viață întreagă. Da, deci ideea este următoarea, că ai cântat, putem să punem și ghilime, dar ai cântat 40 de ani după vremea comunismului și 30 de ani după vremea capitalismului. 70 de ani ai cântat aproape, nu? Am jucat. Ai jucat. Da. Teatru. Ai cântat, ai fost autor de... Am înființat un teatru la Târgu Mureș, promoția mea. Am reparat Teatrul Constantin Tănase prin lupta mea, ajutat de ministrul Noica, ajutat de Băsescu, ajutat de Orban, ajutat de alți oameni care erau primari atunci. M-am luptat până la ultima... cum se spun, picătură. Și cu Iliescu vorbeam la telefon și spuneam, puneți-mi o pilă la consiliere PSD sau ce, ca să-mi dea aprobare de niște bani la Năstase, la... Adică m-am luptat pentru acest teatru și m-am luptat pentru el așa cum m-am luptat pentru casa mea. Câte șlagăre? Ți-ai notat vreodată câte șlagăre ai... că ai avut succes, adică ai fost... Am peste 100 și ceva de melodii imprimate, toate șlagăre. Am turnei, cel puțin după Revoluție, în 40 de țări ale lumii, invitat împreună cu Dumnezeu să odihnească pe Stella, invitat să dăm spectacole din Australia până în Africa de Sud, America Latină, Brazilia, Uruguay. Am fost în toate țările alea, am fost de câteva ori în Canada, America, am fost în Europa de multe ori, cu o echipă excepțională, cu Tamara Buciuceanu, cu Eugen Cristea. Eugen Cristea, auzi, dar pe soțul... Lustela. Lustela. Am fost prieten cu el. A fost prieten, nu? A fost un băiat... El... Era de o calitate excepțională și talentat și deci era textierul celor mai multe poante, așa care se spuneau la televizor, și nu? Dincolo de treaba asta, era unul din regizorii care a montat zeci de spectacole la Teatrul Național Radiofonic din repertoriul românesc și internațional. Cred că cel puțin 20 ceva de piese am imprimat cu el, adică un adevărat creator și o inteligență ieșită din comun. Știi că e o expresie, ai bine meritat de la țară, dar țara e formată din oameni. Da, da. No, și... nu, n-am ce să le reproșez. A apărut un om care... a deranjat mai multă lume. Și probabil că ăsta e felul lui de-a fi. Toate trec, toate trec, durere sau noroc, nimic nu ține lumea în loc. Toate trec, hai să vezi. Adevărat, da. Și hai să de vezi. Fapt asta e cea mai bună
formulă să lași rău deoparte, da, știi, da, care ți s-a, da, întâmplat, știi? Da. Da, nu, dar știi care e chestia? Că dacă erai, hai să zic, balerină, o balerină nu poate să joace, să stea pe poante până la 80 de ani. Dar un actor de comedie care are succes și care îl ține până în moare, ai grijă să nu moare. N-ai voie să-l oprești. Tu? Pe actor n-ai voie să-l oprești. Aici se oprește singur. Aici chestia asta cu, domnule, ești pensionar, gata, du-te de aici. Nu. Hai, bă, nene, s-ar putea să fie și altceva. Ce? Ăsta a cântat și la ăia, a cântat și la aia, la mine nu vreau să cânte și gata. Da, da. Asta înseamnă prostie. Nu știu ce înseamnă, dar m-a deziluzionat. Da. Nu mă deranja dacă... domnul Arșinel, trebuie să vă dar, da, domnule, am plecat. Îmi faci un anumit onor pentru cei 60 ceva de ani cât am muncit pentru teatru, pentru primărie. Un stil românesc de a te... Da. De a da oameni la o parte. Ciorănis. Cu ticăloșie, până la urmă. Cu ticăloșie. Exact vremea așa. Când săracul Marin Sorescu era ministru al culturii, nu știu ce s-a băgat, el era un mare talent ca poet și ca mare poet, așa? Da. S-a băgat, a vrut poate să aibă și el orgoliu de ministru al culturii și era plecat în străinătate și l-au dat afară, și el n-a fost anunțat. Și a dat cineva telefon, băi Marine, vezi că după vreo 20 vezi că nu mai, cum să mă dea afară, că nu m-a anunțat nimeni. Păi da, s-a anunțat la televizor. Nici pe mine. Da? Nici pe mine nu m-a anunțat. Mă rog că am un director care mi-e și prieten, Vasile Muraru, care îmi bea de o calitate specială. Și el mi-a zis, șeful rămâie aici. Mm-hmm. Dar n-are, teatru nu are post de... Nu, dar foarte mulți artiști aducători, cum se spune, la casă, care, pentru care se vând biletele. Ăsta îl treci pe afiș și e sigur că un 10% vin numai pentru el. Mm-hmm. Ca să nu mai spun că totuși reprezintă moștenirea unui succes construit an de zile de Stella și Arșinel. Da, cuplu Stella și Arșinel, când spui Stella... A făcut Stella, istorie, da. A făcut istorie. 40 de ani împreună. Mm-hmm. Nu se face. Nu se face treaba asta. Hai să nu mai vorbim de chestia asta, că mă enervează. Deci, domnule, la un moment dat, știi că a venit la mine Radu Beligan, chiar în anul, cu vreo jumătate de an înainte de a muri, știi? Și, în fine, i-am gătit, a fost o întâmplare foarte simpatică, așa că... Tucăm, care e patriot ăsta local, caracalean, cu demnitate, a găsit bani să refacă teatrul ăla din Caracal, făcut de negustorii de pe vremuri, frumos, după modelul unui teatru francez. Venețian, da, francez. În fine. Și s-a refăcut teatrul și Tucă a făcut un soi de festival în fiară. Și îmi spune, măi, uite, vine și Beligan, vine, poți să vii, măi, nu știu, dar hai să-ți trimit niște vin și niște mâncare. Și am trimis niște, o pulpă de vițel, așa, cu mazăre. Și eu gătesc mazărea fără, eu nu fierb, nu pun apă deloc în mazăre. Un nebuș înunt, așa, cu puțin vin și puțin roșie, în final. Și mă sună tu că, bă, zice, fii atent că l-ai nebunit pe maestru cu mazărea asta, zice că e mâncarea lui preferată, ți-l dau la telefon. Și mă spune Beligan, dragul meu, că el nu spunea meu, dragul meu, așa cum se vorbea. Moldovean. Măi, cum ai făcut mazărea aia? Să știi că mama de la 5 ani m-a hrănit cu mazăre, sunt nebunit, dar zice așa, mazăre bună. Zice, știți, nu pun apă, nu o fierb ca să nu iasă. În fine, cert e că era fericit că a mâncat mai aia. Și după o jumătate de oră, tu că, bă, zice, fii atent, i-am spus că la cetate nu e, e la 150 de kilometri de Caracal și ar vrea să vină la cetate. Bă, zic, bă, tu că zic, eu am plecat de la cetate, sunt aproape de București, mai mă întorc acum, bă, o să regret, nu știu ce. Și mi-i chide telefonul, mă gândesc că, bă, într-adevăr, mă, ce să... Și îi dau telefonul, bă, hai că mă întorc.
Deci mai aveam vreo 50 de kilometri până la urmă. Și mă întorc spre București, dau telefon la cetate, fetelor, o să vină maestru Beligan, întrebă, zice, vine cu cineva care are grijă de el, zice, vine cu o soră medicală. Și că aveți grijă până mă întorc eu, că mă întorc și eu în 3 ore. Și m-am întors. Din fetelor, situația e sub control, dar... Da, zice, i-am dat ceva să mănânce, de seara am spus că vine oasă și găsi ceva și l-am culcat. Și, în fine, zic, și cum, ce am făcut o greșeală, zice greșeală, zice, fata aia, zice, el a zis să doarmă tot acolo cu dumnealui, să nu-i dăm alte camere, știi? Lăsați aici, că are grijă de mine, nu știu ce, știi? În fine, astea erau uimite, că bătrânul avea 96, 95, 97 de ani, în fine. În fine. Și zice, și zic, chemați-l acum că mă apuc eu de gătit, am apucat-o de gătit. Și la un moment dat zice, chicoteule, de ce chicotiți? Păi zice, când ne-am dus, a zis fata aia, zice, venim imediat, zice, acum mergem să facem pipilică. Și a intrat să facă pipilică. Păi zic, fetelor, stați puțin, că e mare lucru. Da, da. Un da, domn da, în vârstă, da, ajutat de o domnișoară să facă pipilică. Da. Nu oricine are parte de chestia. În fine, asta așa ca o poantă, dar vine Beligan, mănâncă de rupe. Bea, aveam un coniac făcut de mine vechi, 5 feluri de vin, ce, ceva îngrozitor, am mâncat de rupt. Și a doua zi dimineața mă gândesc, bă, nene, zic, s-a sculat maestru, zice, nu, băi, mă gândeam, bă, cât am mâncat, ferească Doamne, ferească să nu fim muriți, mă gândeam. Și așa au zis ăștia că l-am omorât pe Marin Preda, că l-am omorât pe, nu mai știu ce, cântăreț care l-am invitat, pe care l-am invitasem la mine, în fine. Zic, băi, vedeți, ia vedeți acolo. Aiurea, se scoală bătrânul ca o floare. Da, da, da. Și vine pe malul Dunării, m-am dus și am făcut o omletă într-o tigaie mare, cu ceapă, cu roșii, cu nu știu ce, dichisit așa, ca să plec. Eu aveam treabă în București. Și el spune, fii atent, înainte să plec să spun ceva, să spun un secret. E zice, știi că eu am trăit în lumea artistică, cu arta, cu pictori, cu actori, cu muzicieni, cu sculptori, în fine, cu arhitecți, cu lumea. Cea mai importantă dintre arte, dragul meu, este arta de a ști să trăiești bine. Foaie verde și-o asipică, am o mandra mititică, tocmai la urzica pică, aș iubi unda mitică. Tocmai la urzica pică, aș iubi unda mitică. Vine altul s-o iubească, mai bine s-o iubesc eu, mă, e poartă de salul meu. Mai bine s-o iubesc eu, mă, e poartă de salul meu. Mai bine s-o iubesc eu, mă, e fata de satul meu, of, oh, oh. Mai bine s-o iubesc eu, mă, e fata de satul meu. E o așa artă, a fost. E o artă așa și asta, zice, să știi să trăiești bine, că ce mare majoritate e nu. Am avut o întâlnire pe care n-am uitat-o toată viața mea, pentru că era o întâlnire cu Beligan
m-au chemat de la teatru, de revistă. Asta se întâmpla înainte, pe timpul. Pe timpuri. Veneau actori de la reviste, traversau Calea Victoriei și jucau la Național. Mm-hmm. M-au invitat să joc într-un spectacol la Național, în Ploșnița. Înainte de 89. Înainte de 89. Mm-hmm. Și am jucat și, să mă iert că spun, a fost foarte mare succes. Da. Și mi-a trimis o carte de vizită. El a insistat să jocă. În care spunea, dragă... Maiakovski, da. Prisupkin, rolul principal. Zice, te rog să preiei exact cum îți scriu. Începând din seara aceasta, te considerăm actorul nostru. Actorul Teatrului Național. Deci era actor la revistă, da. Oricând dorești, ești al nostru. Am avut succes foarte mare, într-adevăr, înțelegi, dar m-a măgulit pentru toată viața. Am înțeles, un mare, într-adevăr, da. Arta de a trăi bine, te-ai integrat în ea? În ce? Te-ai bucurat. În arta de a ști să trăiești bine, te-ai bucurat din viață, nu? Foarte des, mai ales că am avut în provincie. Am avut o parteneră și pe Stella. Mm-hmm. În perioada aia în care bântuia foametea, în care se întâmplau multe lucruri, noi eram primiți. Oamenii se uitau la actori ca la niște zei. Eram primiți extraordinar, iar în provincie, în general, ne-am făcut o lume de prieteni, de admiratori. Mm-hmm. Mai ales că eu îi mai păcăleam. Îi păcăleam cu cântatul. Cânt foarte mișto. Mm-hmm. Să te cânt, să-mi cânt iubirea, asta-mi este fericirea. Să te cânt, din zori noapte, să țin gând duioase șoapte. Să te cânt, să te sărut și să o iau de la început, până când m-oi îmbăta, adorând făptura ta. Tarara. Da, asta cântai la petreceri? La petrecere. După terminarea spectacolului. După, sigur, mergeam Și te invitau oamenii așa normali? Sau te mai invita și tovarășul prim secretar? Nu, veneau și ăștia ca să se dea mari, nu? Nu. Nu? Ne invitau în general cei care organizau, se purta. Da. La crescătorii de pui, la pivnițe, la asta, de era foame. Da. Făceam schimb de marfă. Era pe vremea când era pe cartelă, poate ăștia tineri nu știu, știi, că era mâncarea pe cartelă, știi? Iar în clipa în care am lansat pe piață primul disc cu melodii străine, aprobat de Hegeduș. Tovarășul Hegeduș, care ne iubea. Era un om deștept. Îți dai seama că se puneau pariuri pe ce cântam eu, dacă e ăla originalul sau e altcineva. Uh-huh. De exemplu, pot să vă dau un exemplu. Dacă traducerile sunt exacte sau cum? Nu. Dacă timbru și toate astea. Îmi permiteți un pic? Vă rog, ia. Mona Lisa, men have men you. You're so like a lady with a misty smile. Is it only 'cause you're lovely they have blamed you for the Mona Lisa strangers? Can you smile? Do you smile to tender lovers, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Oh, just a cold and lovely, lovely orchard. Mona Lisa. Mona Lisa.
Și asta, stai, venea comisia de la Comitetul de Cultură București. Sigur că da. Și asculta, și ce spunea? Tovarășe arhitecte, dar românești pui acolo? Românești. Te lăsa în englezește? Da. Net King Cole? Da, da. Și... Românește, nu știi? Dar nu prea, la mine nu prea se dădeau. Da, erau băieți de treabă. Nu se dădeau. Da, erau unii, știu că și la noi, la Uniunea Scriitorilor, veneau toți. Unii erau cum se cade, unii erau băieți de treabă, unii erau mai optuți, mai se dădeau. Unii erau bătuți în cap, dar erau mulți. Bine, deja, la teatru de revistă... În ultima perioadă, în primul rând, am avut un mare apărător vis-a-vis de conducere, Hegedus. Hegedus. Care a fost director operei. Uite, săracul, știi că ați văzut Hegedus, cum rămâne în amintirea unor, da. Unor întâmplări care da. Nu ți-au plăcut, da. Probabil. Nu. Eu n-am avut treabă cu Hegedus. Nu. Eu știu că era un om inteligent. Era un om inteligent și da. Drăguț și ne și proteja. Da, da. Ne proteja, să știi. Da. Da. Bine, Dumitru Popescu era mai... Dar era mare, nu era... Era mare și nu aveam treabă cu el. N-aveați treabă cu el. N-aveam treabă cu el. Da. Nu, și nu, nici dar nu oamenii nu știu că după orice spectacol care se dădea la Teatrul Revista, venea o comisie de la Comitetul, nu de Partid București. Nu, de la Comitetul Central venea. Central, fiți atenți. Și stătea și vedea spectacolul înainte și dădea aprobare și scotea. Noi aveam o regie întreagă când lansam o premieră. Așa. Ei stăteau în primele rânduri. Le dădeați câte o sticlă de whisky? Asta e altceva, nu. În... Noi jucam acolo. Dar toată sala mare a Boemiei era pavată cu pietriș. Așa. Și în clipa în care intram, de exemplu, să spun monologul Mi-e frică, înțelegi? Din fund veneau cineva cu două, trei tăvi, cu cafele, cu asta, da? Și pe pietrișul ăla, și da, tot făceau, da. ce zice. Și cum era asta, cum e frică? Ba. Mai ții minte puțin din el? Dom'le, mie nu mi-e cald, nu mi-e frig, nu mi-e sete, mie mi-e frică. De frică. Asta probabil din cauza părinților mei care, când eram mic, mă speriau cu bau-bau. Acum nu mă mai sperii cu bau-bau, dar uite că mi-e frică. Mi-e frică, în primul rând, că mă scol dimineața și mă uit în oglindă. După aia mă sperii când mă duc să aprind aragaz, dacă are flacăra prea mare. Mă mai sperii odată când mă uit în oglindă. Mă mai sperii odată când mă uit în frigider și mă duc la servici. Aici mă simt mai în elementul meu, pentru că la toți ne e frică unul de altul. Dar eu întrec orice măsură. Când mă cheamă șeful meu să mă întrebe care e situația, mor de frică. Eu cum am să spun eu lui care e situația? Și tot așa. Tare, da. Deci pentru vremurile alea e foarte... Poftim! Da. Poftim! Și a apărut. Cum? În 1986, Puiul Maximilian. Da. Puiul deștept. Bă, dacă cu minte spun unul altul, tu tot să înțelegi imediat. Deci că erau interzise avorturile. Da. Știu, bă, mie spui ca să zic așa. Mi-e frică, și amintesc. Și eu cad pe bec. O treabă și eu zic, ce du-te în piața Chibrit, ca ai să o întâlnești acolo pe doamna Cloambă și discută cu ea, dar nu vorbiți despre telefon, că e periculos, vorbiți despre telefon. Am înțeles. Duc doamna Cloambă? Da. Eu sunt domnul trimis cu problema că am rămas abonat neoficial în altă parte. Păi și zice, nu o întrerupeți convorbirea. Nu pot, doamnă. Deci să știi, oamenii, că da. Pe vremea aia te-a arestat dacă făceai... Cum te-a arestat? Curetaj, era arestat și doctorul și persoana care făcea așa. Ia. Da, și... Deci întrerupeți convorbirea. Da, nu pot, doamnă. Că sunt abonat oficial în altă parte. Și cât mă costă convorbirea? Depinde de când nu i-a venit tonul. Doamne. Genial era. Genial. Da. Înțelegi? Să știi că asta mi s-a întâmplat și mie.
Deci eu am publicat poezii, mult să mir. Cum mi-a apărut? Da, domnule, a apărut. Am o poezie care sună așa. Dosarul meu crește ca pâinea bună. Se umflă, pârie, dospește lin. Iubit-o vom petrece împreună sub streșinile lui de vinilin. Ia și părinții ca să nu fim singuri. Ia și umbrela pentru orice risc. E toamnă în vorbe și ne plouă în linguri și cad din pom agenții de la fisc. Astreg nepăsător printre vitrine, nici nu mă uit, nici nu miros, nici nu înjur. Carne de tun, o sânză de albine și un îngeraș de vodcă în azur. A apărut în 1985. Foarte în, mișto. În Rembo Negustorul. Ia că-te, nene. Da. Cum domnule a apărut? Da, domnule a apărut. La noi aveam... Bine, și eu obișnuisem cu stilul meu de scris poezie, știi că... Acolo, atunci știi cum acționa mult cenzura interioară, știi? Era frica... Erau câțiva care erau mari mâncători de rahat. Bine, și erau câțiva care ne apărau. Da. Înțelegi? Și unul dintre ei a fost Hegedus, da, să știi. Ia câtă, domnule, săracul Hegedus, da. Cred că a murit, nu? A murit. Da, fie țărna ușoară, ajunge Hegedus după 30 de ani de la căderea comunismului ca un erou. Da. Fiindcă a mai fost, eu am întâlnit și eu la cenzură oameni, care după ce îmi citeau versurile în manuscris, ieșea afară cu mine și ce făceam? Ne luam la revedere și făcea așa. Dom'le, nu-mi dădea drumul, uite. Da, mă închin, da. Nu-mi dădea drumul la mână. În sensul că s-a prins. Da. Cenzura pe vremea avea cuvinte tabu, cum ar veni. Să nu spui foame, frig. Dar ei lăsau, uite, au lăsat asta cu dosarul meu. Da. Înțelegi? Care crește ca pâinea bună. Să râd că a venit așa tot vizionar. Toarșu Maximilian. Când îi spunea Lupuiu Toarșu Maximilian, Emilie, îi dai cu ceva în cap. Da, spectacolul e foarte bun. Mai scrie și dumneavoastră pozitiv. Cine lucruri spunea? Pozitiv. De la partid. De la Comitetul Central. Da? Noi numai de acolo am avut vizionări. De la Boema, eu și cu Stella. Deci, gândiți-vă, deci, teatrul de revistă, cu chestii ușoare, cu muzică, cu fete care dansau în chiloți și cu nu știu ce, și venea nu de la Ministerul Culturii, de la cenzură, venea de la Comitetul Central direct. Mai scris și mi-așa, sunt și realizări. Scris numai aia nu. Da, Toarșu, cheamă Puiu. Ce, l-a chemat pe Puiu? Mă cheamă, da, Puiu pe mine. Zice, vezi, până mâine trebuie să vezi un monolog. Când auzeam, dădeam palme. Da. Puiule, da. Cu realizări. Cu realizări. Da, țară Bucureștiul cu care înflorește cu flori și se asfaltează și cu tare și în piață ouăle. Se găsesc. Adică vorbeam 5-6 minute numai de mari realizări. Dar intream în scenă cu un tic. Bună seara, sunteți fericiți, nu? A fost ieri în piață, am cumpărat ouă, două cartoane. Se rupea sala în două. Da. Mi l-a scos. Da. Au venit, mai de temă, tancuri, chiar așa, că crește pizza. Da. Vreau să spun că era o stare de creație, de gândire, de tot ce vrei. Nu mai știam ce să inventăm și ce să facem. Și de ce? Eu tot explic. Dom'le, acolo conta inteligența artistică în chestiile astea, pentru că umor era subversiv, erau poantele erau subterane. Da, ei înțelegeau discuția asta. Era să prindea lumea de anumite, nu erau spuse direct. Nu, oamenii învățaseră deja dialogul cu Stella și Arșinel. Era o chestie, era un joc subteran. Sau cum se spune, cu Puiu. Da, sigur că da.
Umorul, până la urmă, e și un medicament pentru zâmbetul. Cel care, da. Zâmbetul, dacă reușești unui om să-i creezi situația de a zâmbi, nu permanent, dar avea o stare generală bună, îi lungești viața. Da. Am intrat în capitalism, deci șocul n-a fost prea mare, că a continuat povestea. Nu, nu, da. Nu, mai ales ce președinte te-a invitat la masă după 90? Iliescu, la Constantinescu, Băsescu sau Iohannis? Constantinescu m-a invitat cel mai des la Cotroceni, că eram vis-a-vis. S-a oprit în crucile drumului acolo, în fața casei mele, a coborât din mașină și eu eram pe trotuar întâmplător, a venit și mi-a dat mâna și m-a gratulat. Serios? Pe cuvânt, da. Nu m-a așteptat din partea lui, da. Da, da. Băsescu a avut iarăși, dar asta numai până când a fost numit președinte. Până atunci, ca primar, m-a ajutat foarte mult, foarte mult cu teatrul. Da. Din figurile astea mai celebre, da? Noi nu prea aveam timp. Eu cu Stella eram jumătate din timpul respectiv plecați afară. Da. Afară, deci în străinătate? Afară, în 40 de țări. Dar cum... Bine, erau români mulți deja plecați, că veneau comunitățile de români. Nu aveam decât români. Era full. Numai români. Plin. Da. Păi, dar era român. Nu aveau unde să intre. Stăteau afară în Australia, în câteva localități. Până am jucat, stăteau afară cu sutele la poartă. Pentru că acolo nu le dădea voie la unul singur, în plus, în sală. Dar interesant, sigur că e bine că românii umblă și circulă și așa, dar aici e o dramă mare cu golirea țării. Așa a satelor românești. Așa este. Și ceea ce facem noi... Că în oraș nu-ți dai seama. De mult, dar în sat îți dai seama, știi, de fapt. De multe ori
nu își dau seama. Da. Și de multe ori, cine a trimis? Trebuie să facem o reclamă. Aha. Nu, facem o reclamă. O reclamă la prietenul meu de la domnul Boromir, că și-a pus numele pe produse. Asta e un om de afaceri de isprav, așa, care a pornit așa cu, eu mai spus, de la o moară și a ajuns acum ca Don Quixote să bată cu morile de vânt ale capitalismului. Deci ideea este următoarea. Orice televiziune trăiește din reclame. Numai. Așa sunt foile de plăcintă. Nu, sunt foile de... nu de plăcintă. Kremșnit. A, kremșnit. Sunt cele mai greu de făcut. Extraordinar. Da. Sunt greu da. De făcut. De ce? Pentru că ele au trebuie să fie crocante. Da, o anumită compoziție. Trebuie să le auzi așa când... Se realizează greu. Și miros bine, deja. Și sunt cel mai nasole când sunt umejoare așa și se sfoigesc așa. Asta este o... Asta lui Boromir este... Mie mi se pare că într-adevăr este mai de calitate. Nu o să o fac acum decât vreau să dau numai așa un colț. Nu-mi da prea mult că după aia mă nădesc. Da, am făcut noi... o cremă de asta de... Ăsta este micuțul desert, Boromir, pe care marele maestrul gustă, iacă, în premier. Își iau și cozonaci. Oh, iacă-tă! Îți fac cadou un cozonac, îl duci, îl duci acasă? Da, tot ce-mi dai, duc acasă. Și... Roșia, unde e roșia aia, băi? Uite acolo. Să nu dea. Ești Boromir, nu? E moldovean. Boromir e moldovean. Da. Dar acum a fugit din Moldova. Îi face tot soiul de bunătăți. El încearcă să ia câtă. Cine a trimis? El. De a trimis. Da, i-am zis că am emisiune cum a dat și domnule, vreau să-i fac cadou niște cozonac. Un cozonac. Să nu-i pară rău. Nu. Nu-i pară rău. Nu. Îl iau și abia o să-l încerc. Vreți să dau și niște foi? Dar asta n-are cum să... Îl dau și crema asta acasă să ți-o facă... Nu. Dă-mi o foaie din aia. Vreți să mai rup din ea? Da. Te super? Nu, din contru. Vreau să dau asta să vede cozonacul, nu să te vezi, matale. Așa. Fii atent, am inventat și eu chestia. Ce să mai stai să faci... Îi dăm o idee. Dom'le, fă bucățele mai mici de asta. Da. Și facem crema și întingem cu ea, așa cum, cum întind arabii. Ai văzut arabii în tocănițele lor? Bine. Da? Ce întindere au arabii ăștia. Foarte bună. Boromir mal. Colțul e cel mai bun. Gata, mai. Succes mai mare n-a avut Boromir nicăieri. Așa, e chiar foarte bun. Te găsești pe piață? Da. Le-a băgat pe piață și nu acum le lansăm. Dar de adevărat, nu-i abandonat. Vezi, la... Asta mai altă, îi recomand să le facă mai crocante, știi? Mai bune, ha-ha. Să le auzi rozin. Ele trebuie, poate puțin, puse într-un sirop ceva, nu? Date cu pensula așa, ele, okay. Nu, ele se fac așa, se pune odată, pui o crema respectivă și mai tragi un capac deasupra și se taie așa bucățele așa și ăsta este celebrul kremșnit. Dar noi am lăsat acum kremșnitul ambulant, așa că întingem cu asta, mai vrei puțin, nu? Nu, da, de la tine. Domnul Boromir, vă rog, săptămâna să-i trimiteți maestrului câteva... Și eu jumate bucovinean, jumate moldovean. Coși de-astea cu ne face o crema și colaborăm. Da, și nouă ne e foame, da. Adică... Da. O, Doamne, mare plăcere am avut să vin să te văd. Mi-a fost foarte drag că te-am prins și într-o perioadă când mi se părea că e supărat, așa aflasem,
Nu duce supărarea, știi? Dă-i nu. Dracu, da. Nu duc. Și băiatul meu cel mare, Bogdan, m-a luat tare astăzi, a fost pe la mine. M-a văzut supărat. Mm-hmm. Și a zis, tată, dă la spate. Da, bataliezi mult prea puternic și nu băga în seamă. Păi, dar în primul că am sărbătorit această chestie. A fost... Da. Cu tulburelul meu de la cetate. Excepțional. Cu cremitul ăsta de la cu boromil. Cu friptura aia în, cu măduvă de vițel, așa. Și o roșie amintire aia, n-o de la nimeni. Calafat, de la băbuțele din Calafat. Tu ai un ceas? Nu pleacă nimeni. Nu, lăsați, e bine să se păstreze secret. Lăsați ora. Facem un chef acum după ce închidem emisiunea. Jucăm tare, avem o formație foarte tare aici de băieți care cântă foarte frumos. Știu, bine. Îmi plac băieții foarte. Iacă-te, te-am sărbătorit. Să rămână. Te așteptai. Îți mulțumesc din suflet. Bine. N-am crezut că o să mă simt așa bine. Stai jos așa, stai așa. Numai te îmbrățișez. Îți mulțumesc, îți mulțumesc din suflet. Bine. Numai bine. Doamne ajută. E lată of, la ciulpan, la curu, cea-naltă. La marița sfârâncinată, bat-o Dumnezeu s-o cubată. Foaie verde, foaie lată, of, la ciulpan, la curu, cea-naltă. La marița sfârâncinată, bată Dumnezeu s-o bată. Ce dor, ce chin, ce jale, pe la poarta dumisale. Ce dor, ce chin, ce jale, mă prăpădesc, frățioare. Vine și unul călare, pleacă cu șaua-n spinare. Au să fiu câine patru lame, dar nu s-o-i da două palme, două palme să te învăț cum să iubești. Of, ce dor, ce chin, ce jale, pe la poarta dumisale. Of, ce dor, ce chin, ce jale, mă prăpădesc, frățioare.